Au stat în loc șes Iisus și mulțime multă de ucenici ai săi și mulțime mare de popor din toată Iudeia, din Ierusalim și de pe țărmul Tirului și al Sidonului, care veniseră să-l asculte și să se vindece de bolile lor. Și cei chinuiți de duhuri necurate se vindecau și toată mulțimea căuta să se apinde de el, că puterea ieșea din el și vindeca pe toți. Iar el, ridicându-și ochii spre ucenicii săi, zicea: fericiți sunteți voi, cei săraci, ca voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunteți voi care flămânziți acum, că vă veți sătura. Fericiți sunteți cei ce plângeți acum, că veți râde. Fericiți veți fi când oamenii vă vor urî pe voi și vă vor izgoni dintre ei și vă vor batjocori și vor lepăda numele vostru ca rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă ziua aceea și vă veseliți.